Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunteți în direct la A Patra Putere, singur în această seară în emisiune, pentru că sunt lucruri importante de comentat. Se întâmplă lucruri în acest județ în care pare că nu se întâmplă nimic. Nu! Județul se învârtește cu o viteză amețitoare și de aceea e și titlul ăsta, Opriți Gorjul, vreau să cobor, că mă amețesc lucrurile care se întâmplă în acest județ. E bine în Gorj, o să vă expun chestiunile importante de astăzi și de zilele trecute, de o săptămână, care s-au întâmplat în acest județ. Bineînțeles, prima pagină a ziarelor, și nu pentru că am scris eu, ci presa semnalează periodic ce se mai întâmplă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Se întâmplă lucruri. Ca să termin cu o poveste aproape incredibilă pentru mine, vă spun sincer, activez de mulți ani, de vreo două decenii, cred că, în presă, și nu mi s-a întâmplat ca cineva despre care am scris să îmi trimită un mesaj insultător, amenințător sau eu știu de acest fel. În schimb, cei care au fost deranjați de ceea ce am scris eu m-au dat în judecată fără comentarii, ne-am întâlnit în instanță, nu am pierdut procese pe litigii de presă, strict. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu cred că mi se poate reproșa. Altele au fost problemele în trecut, dar nu despre asta este vorba. Pentru prima dată, așa cum vă spuneam, am primit un mesaj. Prima dată vă spun contextul. Am scris la finele săptămânii trecute în Cotidianul Gorjeanu că Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, a anunțat că în vizita dumneavoastră prin spitalele de psihiatrie din țară va trece și pe la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Așa a spus doamna ministru. A apărut declarația în toată presa și am scris și eu că Ministrul Sănătății Sorina Pintea vrea să viziteze psihiatria de la SJU, în care s-au filmat scene erotice. Capotă e tot manager, fiica tot registrator medical, iar dosarul penal e dat uitării. Asta a fost informația care l-a iritat pe managerul Spitalului Județean de Urgență, pe domnul Capotă, și a găsit de cuvință să-mi trimită un mesaj pe care colegii îl pot pune și pe ecran să-l vedeți și dumneavoastră, dacă aș avea și un monitor de control să văd și eu ce se difuzează la televizor, ar fi perfect. Mi-a scris așa domnul Capotă: vineri 23 august la ora 8 și 18 minute dimineața. Nu te-ai plictisit, între paranteze, noi da, să tot republici aceeași știre, în ghilimele. Te înțeleg totuși, având în vedere că știu de cine ești plătit, a scris domnul Capotă. Măcar eu am avut și am demnitate. Citește sau întreabă dacă nu cunoști ce atribuții are un manager. Ești prost informat procedura de achiziție dacă știi ce înseamnă ACT este spre finalizare. Eu nu mă laud, prezint realitatea. Tu ai devenit ridicol cu ceea ce prezinți. Promit că o să ripostez. Acum nu am timp. O zi bună, domnule. Mi-a scris domnul Capotă. Trei
chestiuni ar fi de comentat. Deci, zice domnul Capotă, îmi scrie că mă înțelege totuși pentru că știe de cine sunt plătit. Păi, domnul Capotă, în afară de angajatorii mei, de la publicațiile pe unde colaborez și de la Tele3, nu mă plătește nimeni. Iar dacă dumneavoastră aveți dovezi în alt sens, cel peiorativ pe care l-ați folosit aici, pentru că eu mă prind, vă rog să le publicați sau să mă reclamați la parchet, la procurori, la judecători, la poliție, unde vreți dumneavoastră. În altă situație, cu acest mesaj, mă gândesc dacă o să fac o plângere domnului Capotă, deși nu am timp de așa ceva, n-am făcut în viața mea o plângere, dar în atare condiții mă văd pus în această situație, deși, repet, eu sunt târât prin tot felul de procese pe la tribunal de cei care, pe bună dreptate, au acest drept de a mă acționa în judecată după ce eu scriu. Bun, zice domnul Capotă, măcar eu am avut și am demnitate. Da, nu știu la cine se referă domnul Capotă, despre cine vorbește, măcar eu am avut și am demnitate, probabil la dumnealui. Citește sau întreabă dacă nu cunoști ce atribuții are un manager. Cred că spre deosebire de domnul Capotă, eu i-am citit dumnealui proiectul cu care a câștigat concursul de manager. Sunt sigur că domnul Capotă nu și-a citit proiectul, pentru că nu dânsul l-a conceput. Domnul Capotă a avut o firmă cu care, îmi cer scuze, se gândea să colaboreze în momentul în care va ajunge manager al spitalului și acea firmă i-a elaborat și proiectul de management cu care a participat la concurs. Deci, încă o dată afirm și sunt sigur pe afirmațiile mele, domnul Capotă nu și-a citit propriul proiect de management, habar nu are ce scrie în el. De altfel, dacă cineva din acest domeniu are curiozitatea să uite în proiectul de management al domnului Capotă, o să râdeți cu gura până la urechi, pentru că, da, au văzut telespectatorii, colegii, mesajul, pentru că o să vedeți ce obiective și-a propus domnul Capotă în acel proiect de management. A trecut un an de zile, trei chestiuni pe care firma respectivă probabil le-a copiat de pe net. Nu îl deschid acum, sunt trei chestii puerile, ca și cum aș zice, eu vin la emisiune ca să, nu știu, ca să vin, da, mulțumesc colegii, atât, deci nimic, nu și-a pus niciun target, îmi propun să fac aia, 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 nu, are ca și obiective niște chestii generale. Bineînțeles că probabil are niște indicatori de performanță, dacă i-a pus cineva niște indicatori în baza cărora va fi sau a fost deja evaluat. Numai că nu știm nici noi și nici consilierii județeni care este rezultatul evaluării activității domnului manager Capotă în primul an de mandat. Nu știm. Bun. Deci domnul Capotă mi-a trimis acest mesaj și eu, la rândul meu, bineînțeles, l-am trimis domnului președinte Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, autoritatea, sau sub autoritatea căruia se află Spitalul Județean de Urgență, și bineînțeles și domnului președinte al PSD Gorj, Mihai Weber,
ca să știe și cei doi domni cu cine lucrează. Cine este managerul Spitalului Județean de Urgență? Adică un domn care nu a ales calea legală să mă reclame la poliție, parchet, judecător, ci să-mi trimită un mesaj insultător, ba chiar amenințător, că zice, bine, insultător, că sunt prost informat, că sunt plătit, că nu cunosc, că nu știu, că și așa mai departe, că sunt ridicol, bineînțeles, zice, promit că o să ripostez. Adică eu trebuie să merg pe stradă și să fiu atent, că nu știu la ce fel de ripostă se referă domnul Capotă, în contextul în care scrie ca un interlop până la urmă. Acest mesaj este unul de interlop. Nu știu la ce ripostă să mă aștept dinspre dumnealui. Adică să iasă cineva într-o seară dintr-un boschete de pe stradă și să-mi dea una în cap. Mă pot aștepta și la acest lucru. Da, mă aștept la orice fel de ripostă din partea unui asemenea ipochimen care este menținut în fruntea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu de factorii responsabili de la Târgu Jiu, de Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, poate îl reevaluează pe domnul Capotă. Colegii, dacă mă aud în cască eu pe mine, nu mă pot concentra, că sunt bătrân și senil, v-am mai spus. Bun, după ce le-am trimis acest mesaj domnilor președinți, Cosmin Popescu și Mihai Weber, astăzi l-am și publicat, bineînțeles, acest mesaj, ca să vadă și cei interesați cum reacționează dita mai managerul unui spital județean de urgență. Bineînțeles că în cursul zilei de astăzi i-am trimis acest mesaj și doamnei ministru al sănătății, doamnei Sorina Pintea, i-am expus situația de la Târgu Jiu. Repet, i-am atașat acest mesaj, l-a citit și doamna ministru astăzi, i-am expus pe larg situația de la Târgu Jiu. Din păcate, și repet, din păcate, doamna ministru nu poate intra în direct acum, pentru că știți, la București sunt acele discuții privind ieșirea de la guvernare a ALDE. E un comitet executiv al PSD chiar în acest interval în care are loc emisiunea noastră. Și repet, am vorbit cu doamna ministru, dumneavoastră a răspuns de fiecare dată pozitiv, a intrat și în această emisiune și la Eugen Măruță chiar de mai multe ori, chiar nu a evitat să intre în această seară în direct, încă o dată este în acea ședință, din păcate. Dar nu e problemă, că mai există mâine seară, poi mâine seară, există cu siguranță alte ocazii în care doamna să își spună și doamna ministru o părere despre cum reacționează managerul Spitalului Județean de Urgență, deși, repet, am cerut o poziție oficială în acest context. Bun. Ce se întâmplă în bătătura spitalului în aceste zile, dacă tot am vorbit de Spitalul Județean de Urgență, știți că acum vreo 3 săptămâni, cred, 3 săptămâni, o lună, dacă mi-amintesc bine invitații, când a fost emisiunea aia în care a fost invitat domnul doctor Niculescu Bogdan la Măruță? Acum o lună, nu? Bun.
Eu am spus atunci, am înșirat câteva, a intrat și doamna ministru Pinta prin telefon atunci, am înșirat câteva concursuri despre care presa a scris că sunt aranjate, a anunțat dinainte câștigătorii acelor concursuri și toate lucrurile s-au adeverit. Adică vorbeam la vremea respectivă despre o domnișoară asistent, Alice Diaconescu. Am scris și eu și Daju că va câștiga concursul, l-a câștigat. Am scris despre doctorul Trancă că va câștiga concursul, s-a adeverit și asta, ca o Baba Vanga sunt și ce să vedeți, doamnelor și domnilor, acum o lună în aceea emisiune spuneam că pentru postul de medic rezident la urologie, postul este pregătit pentru doctorul Dănilă. Iar săptămâna trecută spuneam că, dom'le, n-a mai fost organizat concursul, cred că am greșit. Concursul a avut loc vineri, pe 23 august, și ce credeți dumneavoastră? A câștigat, cine credeți? Doctorul Daniel Alexandru Dănilă. Haideți să vedeți ce spuneam în, nu eu, ce se discuta în, aici la Tele 3, la Măruță, în urmă cu o lună de zile. Revenim după aia și cu doamna ministru, vă pun și documentul după aia, să vedeți că aici la Tele 3 spunem lucrurilor pe nume, nu batem câmpii și nu mințim poporul cu televizorul. 3 minute are materialul și revenim imediat. Ce vă nemulțumesc? Să mai prezint concursurile aranjate de-a lungul acestor luni. Nu cred, există așa ceva la Spitalul Județean? Păi n-am făcut noi previziune aici în emisiune ca Baba Vanga. Am zis, va fi angajat, va câștiga cu Tăreasca postul de asistent medical. Pac, va câștiga. Va câștiga doctorul Cutare postul de medic plastician. L-a câștigat. Acum, la secția urologie, va câștiga doctorul Dănilă. O să vezi că va câștiga doctorul Daniel. Care este opinia dumneavoastră referitoare la următoarea, la următorul aspect? Noi, presa, prezentăm rezultatul unor concursuri la Spitalul Județean, de exemplu, cine va fi angajat asistent medical, cine va ocupa postul de medic pe o secție sau pe altă secție, înainte ca acele concursuri să aibă loc. Și toate relatările noastre se confirmă. Aceste chestiuni mie nu-mi plac. Vreau să vă spun că nu sunteți singurii, singurul județ sau singurii ziariști dintr-un județ care ghiciți rezultatul unor examene. El mi se pare aceste chestiuni întâmplătoare. De aceea am propus un proiect, o modificare practic legislativă, de fapt o schimbare a metodologiei de concurs. Pentru că sunt mult prea multe suspiciuni care planează angajărilor în spitale. Deci pentru medic și pentru personalul mediu, deci asistenți medicali, vom organiza 8 centre regionale de concurs pe mulate pe regiunile de dezvoltare. În cadrul comisiilor vor fi desemnați din fiecare județ 4-5 persoane, iar comisia care va evalua efectiv candidații va fi trasă la sort o zi înainte. Subiectele pentru proba scrisă vor fi tip grilă postate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică din regiunea respectivă, 1500 de subiecte. Concursul cu acordul candidaților va fi înregistrat video-audio. Subiectele se vor extrage electronic în dimineața concursului, pentru că, vă spun foarte sincer, nu sunteți primii care ghiciți aceste rezultate. Sau poate că acești oameni sunt cei mai bine pregătiți. Nu știu ce să spun. Dar mie aceste chestiuni nu mai îmi plac. Am propus aceste lucruri, am trimis spre avizare această metodologie și Uniunii Consiliilor Județene, Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, și am primit un aviz pozitiv. Deci eu aș vrea să introduc această metodologie cât de curând, ca să nu mai avem aceste discuții. Și vă spun foarte sincer, până la urmă, cred că o comisie formată din mai mulți membri, din mai multe județe, cu subiecte postate, nu cred că poate face decât bine întregii societăți până la urmă. Ultima chestiune din partea mea. Nu am înțeles foarte bine dacă ați în concluziile acelui raport s-a propus și
destituirea managerului, însă întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră, ca și ministru al sănătății, vă simțiți reprezentată de managerul spitalului de la Gorj, domnul Capotă? Dați-mi voie să nu vă răspund la această întrebare. Da, acesta era dialogul care a avut loc în urmă cu o lună de zile în emisiunea lui Eugen Măruță. Deci, Eugen, dacă te uiți, vezi că nu am vorbit prostii la tine în emisiune. S-a confirmat, domnul doctor Dănil a câștigat concursul. Revenim imediat și cu documentul pe ecran. Îl avem prin telefon pe jurnalistul Narcis Daju. Bună seara, Narcis! Bună seara, Claudiu! În primul rând te felicit pentru subiectul abordat și felicit și patronul Tele3 pentru că îți dă voie în această perioadă neagră pentru presa din Gorj să faci o astfel de emisiune. Și când îți spun asta, mă uit la sclavii de la celelalte televiziuni care n-au voie să pronunțe cuvântul Nu, sunt capăt. Colegii noștri, nu-i cataloga așa, Narcis, te rog. Pe anumite subiecte sunt niște sclavi și atât. Și facem proba video. Da, bun. Nu sunt de acord, Vorbind de starea presei, hai să le spunem oamenilor că domnul președinte al PSD Gorj a cumpărat cotidianul Impact în Gorj, un cotidian la care am scris și eu. În prezent, acest cotidian este deținut în acte de un fost partener de afaceri al domnului Mihai Weber. Și în al doilea rând, domnul Mihai Weber, președintele PSD Gorj și șeful Comisiei SIA, a avut nesimțirea să-l impună pe lui Popa ca administrator al firmei care editează acest cotidian. Da, avem dovezi în sensul ăsta, Narcis. Da, la registrul comerțului, liderul PSD Gorj, lui Popa, figurează ca administrator al unui cotidian într-o țară democratică. Și de unde știm că domnul Mihai Weber e în spatele lui Luis Popa? Un fost asociat al dânsului a cumpărat la comanda lui Mihai Weber cotidianul Impact în Gorj. Am înțeles. Ai văzut și tu și a văzut toată lumea în ce hal a adus Mihai Weber acest cotidian. Deci este un organ împuțit de propagandă al Partidului Social Democrat și nu mai citește aproape nimeni. Să ne amintim și te rog să mă lași să continui. Să ne amintim că cu puțin timp în urmă colega noastră Manuela Negru a aprobat că același Mihai Weber împreună cu fosta noastră colegă Anca Bordușanu, acum lider PSD Gorj, a făcut presiuni ca Radio Omega să încheie un contract de propagandă electorală pentru suma de 500 de lei vechi pe lună. Deci, avem dovada că PSD Gorj acționează pentru înjosirea, compromiterea și deprofesionalizarea presei. Nu poți să ceri unei redacții să te servească o lună de zile pentru suma de 500 de lei în condițiile în care PSD Gorj avea datorii de peste 20.000 de lei din 2016 la Radio Omega. În al treilea rând, aș vrea să punctez dublul limbaj pe care îl are Cosmin Popescu în raport cu presa pe de o parte și pe de cealaltă parte în raport cu directorii de instituții publice. În momentul în care noi semnalăm că suntem agresați în diverse feluri, vai, dar nu se poate, dar de ce așa? O să vorbesc cu ei și, de fapt, pe cealaltă parte nu se întâmplă absolut nimic. Și ca să închei cu subiectul presiei locale, trebuie să punctez că există o totală lipsă de solidaritate. Eu astăzi am ieșit cu un mesaj în sprijinul tău, nu știu câți alți colegi și mulțumesc, alte am văzut. Organe de presă au făcut treaba asta. Acum, întorcându-ne la situația de la spital. Aș vrea să le reamintim oamenilor că în urmă cu vreo 3 săptămâni, ministrul sănătății Sorina Pinta i-a dat de gol pe Mihai Weber și Cosmin Popescu și a spus, aflându-se la Severin, că le-a trimis raportul făcut de corpul de control la spitalul de stat din Târgu Jiu. În condițiile în care Mihai Weber a fost în aceea zi la voi în emisiune, la tine și la Eugen Măruță, și a mințit că nu are acel raport. Deși acel raport este în Gorj de 3 săptămâni, presa nu are acces la el și e o dovadă a amestecului de totalitarism și mafie care grevează activitatea lui Mihai Weber și a lui Cosmin Popescu. Și este foarte grav dacă la CEO putem să înțelegem că sunt niște interese financiare, da? Fiecare vrea bani și eu și tu, bine,
depinde pe ce căi. Vor bani băieții ăștia, da? Și de-aia vor să rămână o echipă sau alta la conducere. Oameni buni, dar în afară de combinații financiare, la spital e vorba de sănătatea zeci de mii de gorjeni. Și este inacceptabil ca Mihai Weber și Cosmin Popescu să secretizeze de 3 săptămâni raportul de control. În continuare, trebuie să spun că este inadmisibil ce face Comisia de Sănătate a Consiliului Județean Gorj. Și aici e posibil să se supere și alți lideri politici pe mine. Este inacceptabil ca Dan Vulceanu, președintele PNL Gorj, să-l țină acolo pe Marcel Iacobescu, președinte al Comisiei de Sănătate, un maimuțoi, un vai de capul lui care nu știe ce e cu el pe lumea asta. Te rog, atenție la limbaj, Narcis, te rog, da. Claudiu, iartă-mă că te întreb, tu ai simțit că noi avem o comisie de sănătate în Consiliul Județean Gorj? Păi nici nu știam până la cazul doamnei deci, doctor Vlad, habar n-aveam că există deci, așa ceva. Cosmin Popescu s-a dat de gol că acea comisie nu are nici regulament și s-a înființat în 2016. Nu au regulament de organizare și funcționare. Apoi, e inadmisibil ca domnul Nicolae David Soiu, președintele PMP Gorj, să-și țină acolo fratele, pe domnul David Soiu și pe Gârjoabă, da? Ce caută Gârjoabă în Comisia de Sănătate, nimeni pe lumea asta nu poate să ne spună. E o dovadă a bătăii de joc cu care și domnul David Soiu tratează domeniul sănătății. Stai un pic. Bine, termină-ți ideile că după aia îți spun eu una cea mai tare chestiune. Bun. Da. Și trebuie să le spunem oamenilor că în Consiliul Județean avem 3 consilieri județeni medici, pe Neață, pe Hortopan. Doi medici, Neață și Hortopan, da, care în viața lor n-au luat cuvântul să vorbească despre probleme din sănătate, pentru că sunt niște sclavi și niște vai de capul lor, așa, și avem și președintele Consiliului de Administrație. Aia era Narcis, avem președintele Consiliului de Administrație al spitalului acolo, da. Pe împuțitul... Nu, te rog. Al securității Valentin Popa. Te rog, deci, te rog. Băi oameni buni, băi sindicaliștilor, pe voi știți, bă, ce înseamnă să fii membru sindical, înseamnă să fii un om liber și să lupți pentru drepturile tale. Ca să lupți trebuie să fii liber. Păi voi acceptați să fiți conduși de un fost informator al securității de Valentin Popa, care are mii de funcții, duce miliarde de lei acasă anual și de fapt nu face nimic. Și aș vrea să mai punctez în continuare. Ajungem la președintele USR Gorj, Mituță, da? Care vrem, nu vrem. Mituță. Cum îl cheamă Claudiu? Miruță, așa. Fiul fostului președinte al Tribunalului Gorj, care are interese majore în sănătate, da? Soția medic, o soră cu farmacii și așa mai departe și niciodată nu cuvântă despre acest domeniu. Deși de la anul vrem, nu vrem, va fi deputat acest Miruță. Un impostor, având în vedere discursul lui pe linia sănătății. Trecem strada, de la primărie trecem strada la stadion, da? Și ajungem la fiul prefectului de Gorj, Drăghia, care e comandat la IPJ Gorj și a adus poliția din Gorj sub prestigiu și sub credibilitatea poliției locale. Trecând peste faptul că nu vedem brigadă de poliție rutieră pe străzi, ei n-au mai lucrat niciun dosar penal, da? Am demonstrat că domnul Capotă a comis fals și uz de fals când s-a înscris la prima fază a concursului de manager, nici acel dosar n-au fost în stare să îl ducă la capăt. În cazul psihiatria, la fel, patinează... Narcis, au trecut 8 luni de la dezvăluirile cazului în cazul psihiatria, poliția nu a ieșit cu 3 rânduri, sau nu poliția, că nu poate poliția, scuze, parchetul să ne spună, domnule, am finalizat cercetările, s-a întâmplat asta, într-un caz de un asemenea impact în care este pusă în discuție demnitatea unor oameni bolnavi. Bun. În cazurile de aparegi, la fel, niciun fel de reacție și ajunge și la prim procurorul parchetului pe Tribunalul Gorj, care și-a angajat soțul, un fost jandar și fost polițist, lucrează în momentul de față în Palatul Administrativ, nu se știe unde, pentru că aceste instituții nu vor să spună, dar zilnic merge acolo la program. Deci e o dovadă de subordonare clară a parchetului prin procurorul Teodorescu față de mafia PSD din acest județ. De altfel, nici nu era nevoie ca doamna Teodorescu din sărăcie, da? Are doar 3 miliarde pe an salariu să-și angajeze soțul în Palatul Administrativ. E de ajuns să ne uităm pe statistici câte rechizitorii
au avut în ultima sută de ani acești râși pe care noi îi plătim cu 3 miliarde pe an și în a căror carte de muncă scrie că sunt procurori. Voiam să-ți mai spun că domnul Capotă, înainte să fie numit manager, când era interimar, a semnat un contract cu o firmă de consultanță, ai amintit și tu de treaba asta. Da. Acea firmă i-a făcut proiectul managerial, i-am cerut și domnului Cosmin Popescu, atenție oameni buni, spitalul de stat din Târgu Jiu peste tot, înainte să scrie pe orice pancartă, pe orice dreptunghi de la, de tablă, spitalul scrie deasupra Consiliului Județean Goș. Deci Cosmin Popescu e deasupra lui Capotă. Da? I-am cerut și lui Cosmin Popescu contractul cu firma de consultanță și n-au vrut să mi-l dea, pentru că ei sunt mafia, ei au subordonat IPJ-ul, ei au pus la IPJ comandant fiul prefectului PSD de la Mehedinți, ei au angajat soțul prin procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, ei sunt legea, noi avem doar dreptul să tăcem și v-am spus adinau și ce fac liderii opoziției, David Soiu, Vâlceanu, Miruță și alții. Dacă tu vrei să mă întrebi ceva, dacă nu te las să continui emisiunea. Nu. Da, mulțumesc mult. Cu câteva amendamente doar. Narcis, nu putem spune că și-a angajat soțul. S-a angajat omul singur. Că probabil a dat vreun concurs. O să ne comunice și nouă instituțiile astea publice unde. Și, deci, din punctul meu de vedere, sunt de acord în proporție covârșitoare cu tine, cu o singură, adică cu atât mai mult cu cât, doamne, pe Valentin Popa nu-l vedem, doamne, niciunde exprimându-se despre instituția al cărei președinte de Consiliu de Administrație este. Eu chiar mă întreb, doamne, omul ăsta e președintele Consiliului de Administrație sau nu e? Pentru că văd că pe Facebook pune niște râsuri dintre alea, ha-hauri, așa și cam atât. O să vă dau imediat un exemplu care o să vă cutremure. Să vedeți opinii ale doctorilor despre o anumită chestiune extraordinar de sensibilă. Imediat continuăm subiectul. Îl avem prin telefon pe domnul Nicolae David Soiu, liderul Partidului Mișcarea Populară Gorj. Bună seara, domnul David Soiu. Bună seara, domnul Claudiu. Bună seara, telespectatorilor. Narcis Daju, v-a și lăudat, v-a și criticat în intervenția asta. Vreau să-i spun. Dovada că el intră pe post și spune tot ce vrea este o dovadă a calității postului de TR3. Corect. Toată lumea face și se în mod democratic părerile. Dar în momentul în care se sare foarte mult calul și emite și păreri care n-au nicio legătură cu realitatea, părerea mea că trebuie stopat puțin și el, pentru că Narcis Daju trebuie să înțeleagă că noi nu ne-am supărat niciodată când el, să nu folosesc totuși limbajul lui, mă rog, la pe Iordache unde trebuie și l-a lăudat atâta așa, nu ne-am supărat sau nu i-am adus reproșuri, dovadă că noi am avut dreptate prin ceea ce s-a întâmplat și unde a ajuns Alde în momentul de față și nu el. Referitor la comisiile, pentru că aici a făcut și un atac politic la Consiliul Județean, că de ce fac parte din acele comisii domnii care i-a enumerat el. Da. Vreau să-i spun că nu cunoaște foarte bine care este sistemul de numire în Consiliul Județean, în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean. Din păcate, pentru el mă pricep foarte bine. Acolo poți să fii un eminent doctor, să nimerești în Comisia de Educație și Cultură. Poți să fii un foarte bun jurist, să nimerești în Comisia de Buget sau nu știu mai care. Dar nu credeți că e anormal? E anormal că se întâmplă asta? Este anormal, dar se supun la vot. Politicul decide, adică dacă ai majoritate, poți să nimerești. Dacă nu, ați văzut că toți de la opoziție sunt în comisii care dau, în Comisia de Sănătate și probabil a de Sport, Turism și nu știu mai care, pentru că ăștia nu pune foarte mare accent. Unde n-au treabă, unde nu decide asupra banilor, asupra investițiilor. El trebuie să înțeleagă și aceste mecanisme. Dacă vrea să ajungă un foarte bun jurnalist, trebuie să înțeleagă și mecanismele politice. Nu, Daju este un foarte bun jurnalist, domnul.
Domnul David Fiu, Dajul e un foarte bun jurnalist, nu trebuie să ajungă. Da, vă rog. Ba nu, ca să ajungă un foarte bun jurnalist trebuie să înțeleagă și aceste mecanisme și să înțeleagă să nu mai acuze pe ceilalți jurnaliști, pentru că foarte mulți care fac același lucru care îl mai face și el câteodată. Corect, cu asta nu sunt de acord cu, da. Anumiți oameni sau anumite instituții, mă rog, este opinia lui și noi o respectăm. Niciodată nu l-a criticat că el laudă pe nu știu cine sau pe nu știu ce instituție. Și n-am spus că este lingăul instituției respective sau că este sclavul nu știu cărei persoane. Așa, hai, în cazul de față, să zic așa, a lui Iordac. Am tratat că este o părere de-a lui personală și așa privește el, mă rog, problemele. Păi nu, acum și dumneavoastră aveți un limbaj așa, cu asperități și nu... Da, dar mult mai civilizat, da, față de el. Da. Orice caz, eu îi doresc baftă și dacă ar privi cu mai mult, cu mai multă obiectivitate și nu ar fi mânat așa de un foarte mare avânt muncitoresc, cred că ar fi mult mai bine. Pentru că și limbajul, să știți că uneori te descalifică. Chiar dacă vrei să spui, poți să spui cu aceleași cuvinte mult mai, să zic așa, mai adecvate pentru un post de televiziune decât care le spune el. Eu nu zic că nu are dreptate în majoritatea cazurilor și în cazurile pe care le ridică, dar de foarte multe ori cred că este mânat și de un subiectivism aparte al lui. Mă rog, e o părere așa lui și nu o criticăm. O seară plăcută și emisiune plăcută. Da, mulțumesc. Da, vă respect părerea, cu toate că cu o parte din ce spuneți nu sunt de acord, cum nu sunt de acord cu nici cu tot ce spune Narcis Dajul. Cel puțin în ceea ce privește critica la adresa jurnaliștilor. Cu celelalte lucruri sunt de acord și cu atât mai mult cu cât politicienii, persoanele care ocupă funcții publice și-au asumat atunci când au decis să vină în viața publică că la un moment dat pot fi criticați chiar și într-un limbaj mai dur. Bun. Revenind la subiectul nostru, nu mai insist pe ce cu mesajele domnului Capotă, nu mai sperie pe nimeni. Ia uitați că am mai trimis cuiva mesaje dintre astea, domnului Aldescu. Dacă tot sunteți abonat sau plătit să creați o imagine defavorabilă subsemnatului, așa, nu știu ce, măcar aveți decența de a prezenta realitatea. Iar e plătit. Și băi, deși Aldescu e plătit. Bun, noi suntem plătiți. O singură chestie și am încheiat. Am mai trimis și un drept la replică la articole pe care vi le-am spus mai devreme, în care juriștii, vorba lui Daju, proștii ăia care îi răspund la aport lui Capotă și scriu tot felul de enormități pe care și le intitulează pretențios drept la replică, au folosit termeni improprii într-un text pe care l-au remis unui ziar. Deci, ce să zic? Că nu pot să zic la televizor ce aș vrea să zic. Că ne amendează ce ne au. Dar, bă, domnilor, juriști, bă, când vreți să trimiteți la un ziar un drept la replică, căutați, dacă vreți să folosiți termeni pretențioși, căutați în dex și nu-i folosiți într-un context în care nu au ce căuta acolo. Dacă vreți să folosiți termeni precum factual sau ce au mai folosit, că nu mai îmi vine acum unul dintre ăsta în minte, doamne, folosiți-i, uitați-vă în dexul ăla, nu e nicio rușine. Nu știu ce înseamnă asta, dar mi s-a părut mie că sună frumos. Te uiți în dex și vezi dacă se potrivește în contextul frazei. Ei au făcut o prostie de drept la replică. Au crezut că, pai, deci când au scris 5 termeni, gata, ne-au dat pe spate. Deci ați trimis la un ziar, nu la un chioșc de covrigi, domnilor juriști. Și înainte să
faceți un drept la replică, să-l scrieți, să-l dați pentru văzut domnului Capotă, învățați limba română, duceți-vă pe la clasa a treia, mai luați niște lecții pe acolo și cam atât. Bun. Revin. A anunțat doamna ministru că vine în, la Gorj în vizitele dumneai pe la spitalele de psihiatrie și că trece și pe aici, pe la secția de psihiatrie de la Târgu Jiu, unde, bineînțeles, îi va găsi, după scenele porno, erotice, care au ajuns în presa națională la începutul acestui an, prin februarie, nu s-a întâmplat nimic. Ia uitați, se face curățenie la psihiatrie, domnul Capotă e manager, fiica domnului Capotă, cea care i-a filmat pe bolnavi în ipostaze indecente, ați văzut? Știți, imaginile sunt oribile, nu le putem difuza pe post. Ia uitați, se pregătesc acum, asfaltează curtea spitalului, imaginile sunt postate astăzi, au fost postate de jurnalistul Narcis Dajiu, la secția de psihiatrie, ia uita, se asfaltează pe bătătură, ce se mai face pe acolo? Se igienizează locul, se pregătește, ce se mai... Sunt în pregăteală, ia uita, sunt acolo cu mătura, cu săpița, pun flori, văruiesc copacii, ca să fie frumos când vine doamna Pinta la psihiatrie. Hai pe repede înainte, suficiente imaginile, mulțumesc, Narcis. Dom'le, încă o dată, a apărut astăzi au apărut pe diverse site-uri, după declarațiile doamnei ministru Pintea, că din 15 septembrie fiecare spital județean va avea centru de prelevare organe. Deci eu am crezut că nu e adevărat. Că, încă o dată, repet, am discutat cu doamna ministru astăzi, n-a putut să intre în direct, că vreau să o întreb și despre chestia asta punctual. Doamne, cum din 15 septembrie, adică, băi, în cât suntem azi? În 25? 26? Am înțeles. Deci mai sunt 20 de zile. Fiecare spital județean va avea centru de prelevare organe? Și vreau să o întreb pe doamna ministru dacă știe că la Târgu Jiu nu sunt multe chestii cum centru de prelevare organe. Și văd și eu aici niște păreri ale medicilor. A pus un medic pe Facebook, nu știu dacă pot să spun, deși e public, aș putea să spun. A pus domnul doctor Bogdan Niculescu și sunt niște comentarii. Ia uitați, domnul doctor scrie: noi nu suntem în stare să facem un computer tomograf rapid. RMN durează săptămâni. Mă întreb, asta este o întrebare, cum să zic, definitorie. Ia uitați aici. Mă întreb ce neurolog o să-și asume să constate moartea cerebrală și să dea aviz pentru recoltare. Da, deci asta e... Nu știu. De meditat. Habar n-am, nu știu. Scrie doamna doctor Căliman: cu restul a rezolvat. La final de concediu de vară vom beneficia rapid de jumătate de zi de formare și dăm drumul la centru de transplant. Contează să fie firma pusă la naiba cu amănuntele. Bun, e o glumă, bineînțeles, cu jumătate de zi de formare și dăm drumul. Da. Asta vreau să întreb pe doamna ministru, tot doamna Căliman, doamna doctor, a pus așa: oricum, momentan, nici EEG portabil nu avem. Deci, doamne, am văzut pe aici ce e EEG-ul ăsta, nu mai găsesc pe unde e ăsta explicația. Dacă o caut, sunt în viteză, de asta nu mă pot concentra imediat. Doamne, dacă nu există chestiuni, cum să zic, esențiale pentru spital, cum se poate vorbi despre așa ceva, despre
centru de prelevare organe, dacă nu sunt aparate, nu știu dacă uzuale, de mare nevoie pentru medici. Cum facem centru și ia uitați ce mai pune un domn. Durata unui RMN care nu este urgent, adică făcut cu programare, durează un an. Caz real, programarea în luna septembrie 2016 a fost efectuată în august 2017. Rușine tuturor responsabililor, a pus acest domn. Și, domne, că de aici m-a luat capul, intervine domnul Valentin Popa. Și, domne, este președintele Consiliului de Administrație al Spitalului, consilier județean PSD. Domnul Capotă, domnul Popa, toți cei care doriți, bineînțeles, puteți să intrați prin telefon. A spus colegii telefonul, numărul pe ecran. Da, puteți să intrați prin telefon și să-mi ziceți orice. Bă, Matei, ești nebun? Du-te acasă. Ia uite, domnule, ce pune domnul Valentin Popa. Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului, repet, lider de sindicat și așa mai departe. Zice așa: nu vă faceți atâtea griji. Campanie de imagine, ca de obicei. Păi domnul Popa e PSD-ist. Adică zice că e campanie de imagine a doamnei ministru Pintea cu asta, cu centrele de prelevare organe din 15 septembrie la fiecare spital? Și mai are o postare pe undeva, domnul Popa, iată, râde. Că zice o doamnă telespectator altceva. Ce înseamnă, Radule? Stai că nu știu să citesc. Băi, ce mi-ai scris aici? EEG-ul ăla este electroencefalogram. Deci foarte tare. Nu, stați că am mai văzut pe cineva astăzi. Cine citea, domnule? În ședința Consiliului Local Târgu Jiu. Deci, domnule, în ședința Consiliului Local Târgu Jiu citea președintele de ședință, domnul doctorul Drescu, ceva, o expunere de motive, un proiect, habar n-am. Și nu știa să pronunțe DGASPC, Direcția Generală de Protecție și Asistență Socială și aia, pentru protecția copilului, DGASPC. Și citea DGASPC. Și mai a mai venit toată, de iară, DGASPC. Deci, dita mai medicul, consilier local și așa mai departe. Sunt eu răutăcios. Ce ziceam că mai spunem în seara asta? Despre centura ocolitoare a Târgu Jiului. Ia uitați, un singur constructor interesat de centura, de lucrările de pe centură. Dar cine sunt ăștia că nu scrie? Scrie Panduru. Dar nu ne spune firma. Zice așa: șanse mici să fie reluate lucrările pe centura Târgu Jiului. Știam asta, da. Un singur constructor a depus ofertă să redeschide șantierul, dar încă nu i-a fost analizată documentația. Normal. Păi ăia de la CNAIR sunt în concedii, n-au ei timp de așa ceva. 14 luni va avea la dispoziție noul constructor să ducă la bun sfârșit proiectul de la Târgu Jiu pentru care s-au obținut fonduri europene. Bun, 14 luni din momentul în care își vor face ăia de la CNAIR timp să analizeze documentația, să vadă dacă e bine, dacă se încadrează în bani, dacă. Deci abia de atunci 14 luni. Bine, el trebuia terminat din 2016, dar cu 3 ani. Nu e gata nici acum. Și da, chiar și așa, colegii, ce atâta grabă, nu? Că venim de la Bârsești până în Târgu Jiu înjurând. Că e în fiecare zi aceeași nebunie. Așa, ce mai... Erau lucruri importante. Doamne, câte minute mai avem? Puține, nu? Da, astăzi, Adrian Bogoi, dacă știți cine e, antrenorul echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a declarat așa, sau astăzi a apărut pe Radio Infinit, că dumnealui a declarat în conferința de presă,
a clubului. Suntem singura echipă din lume la care acționarii nu dau bani. Nu avem buget nici de nivelul diviziei C, a declarat domnul Bogui. Am fost când? Sâmbătă la meci. Da, Pandurii Târgu Jiu cu, cum îi zice mă la aia lui Sarcină? Pandurii Viitorul Târgu Jiu. Sau Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ceva de genul ăsta, nu? Și astăzi m-am uitat și eu la ședința Consiliului Local. Mai sunt unii consilieri, se duc acolo în cravată, pac, sacou și vorbesc despre Pandurii. Băi, să nu le dăm bani, că ce le astupăm noi găurile la Pandurii, să ne ducem noi la pușcărie. Nu le dăm bani. Deși Consiliul Local Târgu Jiu este asociat în Clubul Pandurii. Bine, mă, nu le dați bani la Pandurii. Nu le mai dați bani, domnilor consilieri, retrageți-vă din acea asociere de frica pușcăriei. Domnul primar Romanescu nu a vrut să reprezinte Consiliul Local în AGA. Era și normal că dumnealui nu e reprezentantul Consiliului Local, cei doi viceprimari sunt și consilieri locali, primarul nu e consilier local. Bun. Și nu vrea nimeni să dea niciun leu la Pandurii. Ce credeți? Bun. Nu vreau să comentez. L-am văzut acolo la meci pe Marin Condescu, care din punctul meu de vedere am mai spus-o. Eu am fost un critic al lui și am scris hectare despre Condescu. Cred că o părticică mică din dosarul penal pe care l-a avut și în urma căruia, în urma judecății a fost condamnat, cred că am și eu acolo o mică contribuție de atât din ce am scris eu. Eu l-am văzut pe Condescu. Cred că e nebun. Deci omul, în afară de faptul că, trebuie să recunoaștem, are de încasat de la Pandurii, de la acest club, 1 milion de euro. Dar cred că nu mai speră nici el că încasează vreodată, că n-are de unde. Bun, intră clubul în faliment, vând bunurile, când se intră în faliment, se trece la procedură de evaluare a bunurilor, vânzarea patrimoniului și gata. Cine apucă, apucă, cine nu, s-a terminat. Ei fiind chirografari, nu cred că mai apucă, că ia finanțele, cine mai lua și cam gata. Bun, omul ăsta cred că e nebun, de ce zic așa? Noi am auzit și vorbesc cu oamenii pe acolo și a vândut aproape tot ca să mai țină echipa aia. Așa cum e. În Liga a doua. Și a vândut și vacile. Nu glumesc. Vacile de la ferma, de la Baniu, despre care scriam noi, jurnaliștii. Și a vândut și vacile de acolo. Și să revin. A fost și Mister Sarcina, a stat în tribună cu oamenii pe acolo. Bineînțeles că nu l-au taxat ai noștri târgujieni. Dom'le, vin consilierii ăia și zic nu dăm bani la Pandurii, nu dați. Bun. Nici primarul Romanescu este ok. De ce să-și asume? Și acum nu glumesc, chiar pe bune, de ce să-și asume oamenii riscul să dea bani, să astupe găurile pe acolo și după aia să-i întrebe organele de cercetare de ce au dat bani. Dar uitați aici, am găsit trei mesaje pe Facebook ale unor antrenori de la grupele de copii și juniori. Zice așa, domnul Constantin Andriucă: îmi pare rău că trebuie să revin, domnule primar Romanescu, dar demonstrați că fotbalul nu vă interesează. Așa cum ați zis că la sport vă pricepeți și dumneavoastră, da, dar nu la fotbal. Poate la handbal, basket sau popice. Ați zis că fotbalul nu îl puteți ajuta. Astăzi, juniorii de la Pandurii Lignitul nu au putut juca etapa cu SCM Râmnicu Vâlcea pentru că nu au avut salvare, adică ambulanță. Tu e o salvare dintre aia. N-au avut salvare la teren și dacă n-ai ambulanță ai pierdut meciul la masa verde și nici barem de arbitraj
Deci nu au avut bani de arbitri. Ce să facă? Să scoată tot părinții din buzunar, antrenorii, cine a mai dat bani. Dar oricum nu vă interesează. Sunt copiii orașului. Sunt copiii cetățenilor care v-au ales și v-au votat în fruntea primăriei. Plătesc impozite și taxe primăriei. Copiii plâng. Părinții sunt revoltați. Sunteți acționari. Acționari, ce măsuri ați luat? Mulțumim pentru ce faceți pentru fotbalul juvenil. A scris domnul Andriu că ieri, cred că la 17:55. Cum doi copii? Vă dați seama. Se antrenează copiii și se duc în ziua meciului, abia așteaptă să joace într-un meci oficial. Și când ajung la stadion, joacă, că am înțeles că joacă, a pus Rică, ceva de genul, că au și, sau era 3-0 la pauză pentru Pandurii. Și în final pierd meciul la masa verde cu 3-0 pentru că nu au ambulanță sau nu au jucat deloc. Uitați, tot domnul Andriu că a pus când vineri seara, cred că sau sâmbătă, revoltat. Domn primar, vă respect, nu vă mai dau mesaj la 4 dimineața, dar vă rog să ne spuneți când putem scoate 400 de copii să ne antrenăm în fața primăriei sau în groapă sau la prefectură în față. Toți suntem nebuni, nu înțelegem. Doar dumneavoastră vă pricepeți la toate. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să strâng firul, cred. Cred că a greșit, domnule. Respect, doar atât. Am stat 60 de minute în afara cabinetului dumneavoastră în primărie și atât, scrie domnul Andriucă. Și mai am un mesaj tot al unui antrenor, cred, nu mă pricep bine. Nu, uitați, spune cine e? Adrian Safta. Pandurii Târgu Jiu umiliți, Pandurii Târgu Jiu Under 19 umiliți de conducere. După 3-0 la pauză pentru juniorii noștri, prin golurile marcate de Stăniloiu și Gheorghe, ai vreun, Ioane, ai vreun copil la... stai că pe cameramanul nostru îl cheamă Stăniloiu, da. Stăniloiu și Gheorghe au pierdut jocul datorită faptului că nu au putut să aducă ambulanță până la pauză. Nu cred așa ceva. Agonia continuă la Pandurii, fără bani, dar aducem jucători pe bandă rulantă în timp ce localnicii sunt umiliți. Mulțumim clubului, conducerii, domnului primar Marcel Romanescu și domnului președinte al Consiliului Județean. Cred că e un părinte sau antrenor, nu-mi dau seama, nu mă pricep, am repet. Dom'le, deci este incredibil așa ceva ca copiii de la centru de copii și juniori să ajungă să joace meciul până jumătate, o repriză, nimeni să nu fie interesat de condițiile de acolo. Dom'le, să aibă ambulanță, bani de barem la arbitri, la pauză să fluieră arbitru, să zică s-a terminat, deși 3-0 pentru voi, bă, țâncilor, din momentul ăsta e 3-0 pentru ceilalți, pentru adversarii voștri și gata, nu mai jucați. Și bineînțeles că acei copii s-au pus pe plâns. Pentru că, ce să vedeți, suntem la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, vorba domnului Bogoi. Unicat în lume. Noi, unicat în lume, chiar așa. Singura echipă la care acționarii nu dau bani. Nu avem buget nici de divizia C. Ce aș ruga eu pe domnul consilier? Domnule, înainte să luați decizii prin ședințele Consiliului Local, aer condiționat, așa, să vorbiți din gât, așa, important, doamne, duceți-vă la stadion. Duceți-vă într-o sâmbătă de la 11, joacă Pandurii cu, nu știu, Vulturii Fărcășești, habar n-am cu cine. Doamne, duceți-vă să vedeți ce trăiri au oamenii aia acolo. Să-l vedeți pe acest Bogoi care antrenează de un an și ceva fără niciun chior în buzunar. Nu știu de ce nu dă nevastă să afară din casă. Pe bune. Deci doamna Bogoi, dați-i doamna afară. Omul țipă pe acolo, pe la stadion.
își pune probabil și sănătatea în pericol, mai are și un alt nebun, un secund cu ochelare așa mai gras, țipă și ăla. Doamnelor, dați-i afară din casă, oamenii ăștia antrenează fără bani la echipa asta. Glumesc acum. Domnilor consilieri, duceți-vă, domnule, la stadion să vedeți ce trăiri au oamenii ăștia și copiii ăia care joacă în teren. Bogoi, nu știu, domnul antrenor secund, nebunii ăștia de antrenori, profesori de pe la copii și juniori, care vă dați seama că n-au niciun ban. Junii ăia, fotbaliștii de la Panduri, care n-au niciun ban, ei au făcut și Crăciun, Paști, Crăciun, Paști, fără niciun ban în buzunar. Și ăia de la aer condiționat din sala, mega sala Consiliului Local, decid ei. Băi, nu mai dăm la bani la Panturii, că dacă ne ducem la pușcărie. Bă, uite, o să ne preocupe copiii și juniorii. Când facem miercuri pe la 4 o ședință informală, nu luăm nicio decizie. Facem doar așa, o ședință informală, să vedem ce putem, cum putem. Bă, dacă nu luați hotărâre la miercuri la 4, copiii ăia plâng și sâmbăta viitoare. Cum au mai plâns probabil și în sâmbetele trecute, dar acum am aflat eu și o să zic despre chestia asta în fiecare emisiune. Pentru că nu este normal ce se întâmplă. Ce-am făcut, Radule? Stai că am făcut un pleonasm. Trebuie să-ți atrag atenția că ai făcut un pleonasm. Ai menționat că Ministrul Sănătății va veni în vizită la psihiatria Târgu Jiu. Păi după tot ce ai relatat, tot orașul ăsta e o secție de psihiatrie. Da, Radule, nu știu ce să zic. Suntem la final. Mai aveam ceva de zis. Mi-am făcut un sumar pe aici. Nu mai am că mă scot colegii. Da? Da? Și pe voi? Am înțeles. Suntem la final. Doamne, rămâne cum am stabilit. Opriți gurjul, vreau să cobor. Facem aici în fiecare săptămână o emisiune de acest gen în care spunem lucrurilor pe nume. Nu că la Tele 3 nu s-ar vorbi liber. Ați văzut, a intervenit Daju, l-a și lăudat pe domnul Davițoiu, l-a și criticat mai rău. A intervenit domnul Davițoiu că nu putea colegii să-i taie telefonul, că de mâine își căutau serviciu. Și l-a apostrofat pe Daju și tot așa. Suntem liberi deocamdată aici la Tele 3. Vorbim, abordăm orice subiect. Urmează știrile Tele 3. Bă, dar am văzut o știre la Tele 3, stai așa, că mi-am amintit, dar nu mai țin minte despre ce e, ca să râdeți. Am văzut o știre la Tele 3. Am văzut o știre, deci doamnelor și doamnelor, nu închideți televizoarele. Stați aici că vă dau colegii mei de la știri. O știre, au făcut-o cu directoarea de la Direcția Agricolă Gorj despre subvenția la suine. Bă, voi știți ce s-a la suine, colegii? Cine a filmat acolo? Bă, cine a făcut știrea cu suine? Deci, băi, nu putea scrie, mă, știre, stai că prezentatoarea citește, Ema scrie. Bună ziua! Directoarea Direcției Agricole a declarat că subvenția pentru suine este, nu știu, băi, subvenția pentru porci. Dacă porci le zice, de ce să o dați voi în suine? Cine a făcut, mă, știrea? Zi, Florine, că tu ai montat-o. Suine, auzi, porci, doamne, porci, subvenția pentru porci, e clar, nu? Pentru porcine. Era mai, așa mai, suntem la final, a? Am depășit cu 6 minute. Știrile Tele 3 imediat, Eugen Măruță la Dilemele Zilei. Ne revedem mâine seara la 19 aici, la Patra Putere. Până atunci, toate bune!